Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Tuturor bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. România a fost la începutul anilor 50 scena unui experiment îngrozitor desfășurat în câteva închisori comuniste. Deținuții închiși acolo pentru că erau ostili noului regim au fost supuși unor metode de reeducare prin tortură, despre care scriitori, cercetători și istorici au spus mai târziu că n-au mai existat nicăieri în lume. Securitatea, prin câțiva ofițeri, își propunea prin aceste metode să reducă la tăcere sau să elimine o masă de români imprevizibilă, elevi, studenți, elita intelectuală a țării care ar fi putut deveni o forță de opoziție. După 65 de ani, supraviețuitorii experimentului Pitești, locul unde a început totul, vorbesc despre chinurile îndurate și despre metodele de tortură cumplite, prin care li se cerea să renunțe la idealuri, la principii și la credința în Dumnezeu și să îmbrățișeze noua ideologie comunistă. Tortura a fost cumplită. Mi-am împins picioarele în vulva taie, în cărbunii. Eu am răgnit ca o vită înjunghiată. Cum naiba te-am ajuns? Oamenii chiar în halul ăsta. Mi-a fost chinuit ca Hristos l-a chinuit. L-a pus cu un sac greu în spate să stea într-un picior și l-a bătut și iar l-a bătut. Și pe urmă, dacă l-a pus să stea în genunchi. A fost și punctul meu de slăbiciune. Mi l-am regretat, după aia am încercat să mă sinusit. Doamnă, nu pentru durerile mele, Doamnă. Îngrozit de ce vedeam. Dimineața se dădea un raport pe 60 de întemnițați și seara erau 2, 3, 4, erau lipse. Eram pierdut, așteptam moarte. Așa să mă nu-ți mai pas de nimic. Da, bă, era atât de mâini. Puțin știu că la Pitești, la începutul comunismului, a existat un loc al terorii absolute. România a fost scena unui fenomen prin care s-a încercat crearea omului nou, folosindu-se reeducarea prin tortură. O acțiune despre care istoricii aveau să spună mai târziu că a fost unică în lume. Există supraviețuitori ai acestei acțiuni, care după ani întregi de tăcere, odată cu eliberarea de vechiul regim, cel comunist, au vorbit. Despre chinurile lor, despre umilință, despre păcatul de a fi crezut în niște idealuri și în Dumnezeu. Radu Ciuceanu este azi președintele Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. După Revoluție a făcut cercetări pentru că a vrut să afle adevărul, să știe mai multe despre acei ani și mai ales de ce. A fost arestat în septembrie 1948 pentru că inițiase și condusese o organizație anticomunistă. A fost condamnat la 15 ani de temniță grea și a trecut prin închisorile de la Craiova, Pitești, Jilava, Târgșor, Gherla, Dej și Văcărești. În pușcărie exista o coloană vertebrală, termenul îi aparține de Harry Georgescu, care a spus într-o ședință a Politbiroului că am distrus rezistența din pușcărie. Amintirile supraviețuitorilor s-au așternut în multe cărți. Coșmarul trăit în închisorile comuniste s-a transformat în file de istorie studiate și publicate de Alin Ureșan, istoric și cercetător în cadrul Institutului Național de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Urmăreau să îi anihileze ca o forță de opoziție sau de potențială opoziție după ieșirea din închisoare. Iar anihilarea aceasta se făcea prin tot ceea ce s-a întâmplat de fapt în Pitești, nu doar prin bătăile în sine, ci prin torturile de neîntâlnit unele dintre ele. Acțiunea de la Pitești a fost unică nu doar din cauza metodelor de tortură care depășeau orice fel de imaginație, dar și prin prisma metodelor de reeducare care presupuneau etape atât de cumplite încât deținuții erau duși în punctul în care fie deveneau din victime agresorii propriilor camarazi, fie erau torturați uneori până la deces. În special duminicile sau
sărbătorile de Paște, Crăciun, îi cânta bisericește în râs, punea foști teologi să cânte și îi venea cu capul în hârdău de urină și fecale. Și pe alții îi punea să mănânce fecale. Fel de fel de chinuri. Dar parcă de necrezut, dar așa a fost. Ne punea să ne ținem unul de altul așa, un rând de vreo 7-9 inși și socotea aici. Ne făcea din pâine sau din săpun, falușuri și alte obiecte scârboase. Ne lua să ne facă împărtășanie, spunea. Jocul de societate era așa. Erai dezbrăcat, împins într-un cerc și ți se lipea de ochi ceva, o cârpă. Și erai aruncat dintr-o parte în alta. Tu nu-i vezi pe nimeni. Erai dezlegat. Și marele amuzament era că încercai să te aperi. Că loviturile veneau și de jos, și de sus, și în ceafă. Eram niște schelete, eram niște oase îmbrăcate în vene. Era o spălare pe creier. Așa o numesc cei mai mulți dintre supraviețuitori. Spălarea pe creier pentru a se lepăda de idealurile lor, de familie, de prieteni și, în final, de credința în Dumnezeu. Când ajungeau în acest punct, erau obligați să-și facă demascarea, să spună tot ce n-au recunoscut în anchetă și să ofere informații care permiteau securității să facă noi arestări. Mii de români au fost arestați de-a lungul anului 1948 pentru că erau ostili regimului comunist. Mulți dintre ei erau studenți sau elevi. Congresul al treilea al partidului a hotărât ritmul desăvârșirii construcției socialismului în patria noastră. În ritmul socialismului cunoaștem o nouă istorie, o nouă geografie. Iar noua istorie și noua geografie a Partidului Comunist, instalat oficial la putere în 1946, își dorea eliminarea unei grupări de rezistență ale cărei idei antisistem erau din ce în ce mai prezente în rândul populației. Cred în crucea lui Hristos și vreau să mor pentru capitan și legiune. Căci acel care a învățat să moară nu va fi indeșifrabil niciodată. Semnat Georgică. În vară au bătut clopotele în dungă, aclamate de huligan cu zvastică. În 1948, când s-a înființat securitatea, condusă de agenți școliți în serviciile secrete sovietice, oficial 3019 tineri, făcând parte din frățiile de cruce, mișcarea legionară sau pur și simplu care vorbiseră împotriva sistemului, au fost arestați. Ministrul de interne, Teohari Georgescu, vorbea atunci despre închisori ca despre niște centre de reeducare în care deținuții să-și însușească ideologia comunistă. Ideea lui a prins contur la Suceava și a fost cultivată de un deținut, Eugen Țurcanu, care, deși era membru de partid și devenise comunist convins, a fost arestat pentru activitatea lui legionară de la începutul anilor 40. După ce e condamnat la 7 ani de închisoare corecțională, Țurcanu e transferat la Pitești în 1949, alături de un lot de studenți, din care câțiva au fost dispuși la compromisuri pentru a scăpa mai repede de penitenciar. Studenți din toată țara ajungeau în acel an la Pitești într-o închisoare nouă, mică, departe de forfota orașului. Deținuții erau forțați 24 de ore să se uite la un bec. Erau bătuți la tălpi până la leșin, vâreți cu capul în hârdăul cu necesități sau puși să mănânce în genunchi direct din farfurie, fără să-și folosească mâinile. După toate aceste umilințe și torturi, intrau în procesul de reeducare, care presupunea oferirea de informații care să ajute securitatea să facă noi arestări. Un deținut era considerat reeducat abia după ce devenea agresorul celor care refuzau să colaboreze. Tache Rodas avea 17 ani și era elev când a fost arestat prima dată pentru apartenență la Frățiile de Cruce, organizația de tineret a Mișcării Legionare. A fost eliberat după 2 ani, în 1944, dar reîncarcerat câteva luni mai târziu. În 1945 a evadat din lagărul de la Slobozia, fără a mai fi însă arestat. Până în 1948 a dragat. În 1948 a fost format de securitate. În același an a fost condamnat la 5 ani de închisoare corecțională și întemnițat la Pitești. A apărut la Suceava, în cercare de
bătaie. Gheorghe Plop se afla deja în penitenciarul Pitești când au început să vină loturile de studenți. Fusese și el arestat de două ori. Prima dată la 17 ani pentru apartenență la frățiile de cruce și condamnat la muncă silnică pe viață, dar grația 2 ani mai târziu, în 44. A fost reîncarcerat în 1948 și condamnat la 8 ani de temniță grea. Intensitatea care s-au petrecut acele lucruri, le poate înțelege decât cel care a trăit. În aceeași perioadă i-a adus la Pitești Gheorghe Băgu, care era în ultimul an de facultate și care fusese reținut după ce unul din prietenii lui l-a denunțat că, într-o noapte, în timpul unei petreceri, a participat la discuții împotriva Partidului Comunist. Și în corpore ne-a acuzat că suntem copii de chiaburi, de hoți, de mincinoși, de lepădături. Și ne-a condamnat pe toți, așa cum a crezut ei. Pentru că a fost considerat ostil regimului, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Și m-a învărut într-o cameră, o cameră mare ca asta, fără foc, fără nimic. Și în ea era numai fecare pe jos. Și o, ceva în derelexis. M-am pins acolo la întuneric, nu se vede nimic. În penitenciar, Băgul a cunoscut pe Gelu Gheorghiu, un student la Politehnică ce fusese arestat pentru că adăpostise în casa lui mai mulți membri ai frățiilor de cruce. Era condamnat la 8 ani de temniță grea, însă pedeapsa i-a crescut după ce securitatea a aflat că a desfășurat acțiuni antipartid și în facultate. Am intrat la Pitești, la Țurcanu, poate cea mai greu grup venit până atunci. Doi inși cu muncă silnică pe viață, doi inși 25 de ani, 15 ani. Tot la Pitești a fost adus și Radu Ciuceanu, care fusese arestat în septembrie 1948, deoarece cu un an înainte inițiase și condusese o grupare anticomunistă afiliată la grupul de rezistență armată condus de Iancu Carlaonț. Era firesc să petreacă lucrul acesta, firesc în sensul că aveau din ce în ce mai mult date misiuni de interne și cupola, să zic așa, într-un termen actual, asupra celor ce s-a petrecut și se consuma în pușcărie. Iată, domne, frații, părinții, copiii noștri sunt dincolo, sunt în pușcărie, la canal, sunt la mine, ei reprezintă, în fond, simbolul rezistenței. La Pitești, ca și la Suceava, Țurcanu își continuă activitatea de informator, dar nivelul scăzut de informații trimis către securitate determină șefii serviciului să-i dea mână liberă să folosească orice mijloace pentru a-și atinge scopul. Metoda reeducării folosind alții deținuți, care se presupune că a inspirat șefii securității din România, aparține pedagogului rus Anton Makarenko. El însă se baza totuși pe munca în colectiv și mai puțin pe bătaie. Condițiile reeducării erau aplicate asupra unor tineri recidiviști sau, în fine, delinvenți din universul sovietic. La noi s-a mers, cred eu, printr-o colaborare între cei care erau prezenți și de care Tihari Georgescu era, dimineața era grăbit să întrebe dacă au sosit consilierii sovietici. Pe 6 decembrie 1949, în camera 4 spital, Țurcanu organizează o acțiune prin care deținuții sunt puși să-și spună părerile despre noul regim. Gheorghe Băgu își amintește că a luat cuvântul în acea zi. Mai am venit aici, am greșit cu toți, să ne reeducăm, să scapăm. Dacă ne reeducăm, scapăm, că așa ne-a promis. Dar să fim oameni de omeniți, nu mai avem nimic, care a fost legionar, să nu mai fie legionar. Dar ei n-au vrut să accepte. Unul îl cheamă Beș, parcă Beș, dar preot era el, nu știu, tânăr de tot, un student la teologică. Ce-o fi făcut copiii ăla, a început să-l bate, i-a înflat capul, l-a desfigurat complet. Acela a fost momentul care a declanșat bătaia generală. Susținătorii lui Țurcanu au scos ciomege de sub patul și au început să-i lovească pe ceilalți. Când a început de educarea la patul spital, s-au opus, că erau în superioritate numerică față de cei care făceau reeducarea. Când a simțit că sunt în inferioritate numerică, Țurcanu a cerut ajutorul gardienilor, care au intrat imediat. Asta arată că șeful penitenciarului, Alexandru Dumitrescu, știa că urma să se întâmple asta. Urlau toți de bataie, că directorul a venit și i-a pus pe toți
care ciment și cu pielea goală, să stea pe ciment și cu fața în jos. Și directorul cu o trei gardieni și cu zorcanul, cu niște șerlei, băteau ca la fasole, până i-a făcut numai sânge pe toți, pe dușumieli. Și ei răcneau și când auzăm că răcnesc în halul ăla, de moarte răcneau, eu de la celul la șapte îmi tremura sufletul. Câteva zile mai târziu de Crăciun, în camera 4 se cântau colinde. La un moment dat a intrat Țurcanul și a strigat pe ei. Deținuții loveau alți deținuți, cerind informații despre activitatea lor antipartid. Am fost printre primii aruncați pe masa celebră. Pe masă urma bătaia cu ciumegele, un fel de matasare, înțelegeți? Și pe urmă, evident că majoritatea și-au pierdut cunoștința. Alții au reacționat și în alt fel, fiziologic. Era firesc totul. A durat până la 4 dimineața. La tălpi, deci, bătea părând, 2 cu 2. Și când scădeam de acolo, nu puteam să merg, nu puteam să... Prima zi de bătaie, a doua zi de bătaie, a fost prima oară când mi-am pierdut conștiința. Când n-am mai știut ce-am vorbit. Ce-am vorbit unele lucruri care pot mă întreba de ele și merg. În închisoare, Țurcanul avea un regim special. Intra în toate celulele, decidea locul de detenție al noilor veniți, iar conducerea și gardienii îl protejau. Mânca mai mult, îi dădea fasole mai mult și dormea singur în altă cameră. Era frică să doarmă cu noi, că câte unul voinic s-a ridicat și îl gătuia. Uneori se retrăgea la fereastră și avea momente în care își arăta latura umană, dar la scurt timp își schimba radical comportamentul, acuzându-i pe cei care nu-și făceau demascarea că sunt motivul pentru care el nu e liber. Ce m-a surprins la el, culoarea ochilor. Avea, de atunci, spun eu, avea ochii unui asasin și care au o cromă specială. S-a autoambala și una din caracteristicile nebuniei, nu? Este faptul că subiectul, bineînțeles, bolnav, caută resurse din propria sa, mai bine zis, justificare din propriul său eu. Deci, Țurcanul, așa vi se cade, așa trebuie bandiților, trebuie să muriți voi care ne țineți în pușcărie. Avea o demență criminală, așa, nu-l interesa să întâmple. De ce făcea el lucrurile astea? Toți sperau că o să plece mai devreme. Tehnicile de tortură inventate de Țurcanu și ai lui nu se folosiseră nicăieri în lume până atunci. Genoflexiuni cu mâinile sus până leșinau. Erau băgați cu capul în hârdăul cu fecale până la sufocare și scoși în ultimul moment. După ce își reveneau, erau vârâți din nou. Stăteau pe marginea patului cu privirea fixată spre degetul mare timp de 16 ore. Dacă mișcau, erau loviți. La toaletă erau lăsați să stea doar 20 de secunde. Îi culcau pe ciment, iar alți 15-20 de deținuți se urcau peste ei. O altă tactică era aceea de a așeza pe ciment să se uite la bec 24 de ore. Aceasta era și poziția în care mâncau. Victimele nu mai erau în stare să reacționeze, așa că cei mai mulți făceau mecanic ce li se cerea, iar viețile lor se desfășurau între bătăi și scrierea declarațiilor. Nu exista timp de odihnă. Slăbiți și înfometați, deținuții intrau în ceea ce se numea procesul de reeducare. Sub torturi cumplite, erau obligați să-și facă demascarea, ce cuprindea 4 etape. Prima era cea externă, în care furnizau informații despre oameni aflați în libertate și pe baza cărora se făceau noi arestări. După 2 ani de torturi, experimentul Pitești a luat sfârșit. Oficialii ai Partidului Comunist, care nu știau ce se întâmpla după gratii, au fost anunțați chiar de unul de-al lor, ajuns în închisoare și bătut de cei reeducați. În plus, începuseră să iasă informații și să se vorbească despre tot în străinătate. Conducerea partidului a înțeles că trebuie să găsească vinovați. A avut loc un proces, iar cei care au plătit au fost tot deținuții sau ofițeri care nu făcuseră decât să execute ordine. Slăbiți și înfometați, deținuții intrau în ceea ce se numea procesul de reeducare. Sub torturi cumplite, erau obligați să-și facă demascarea, ce cuprindea 4 etape. Prima era cea externă, în care furnizau informații despre oameni aflați în libertate și pe baza cărora se făceau noi arestări. V-a bătut? Nu, de tot. Au năvărit cu toți, nu mai știu care, toți din cameră au năvărit pe mine. Ce n-am spus? Tot ce n-ai spus mă acolo, ia spune, tot ce ai ascuns. Prietenii cei mai buni erau scoși în fața celorlalți și obligați să se pălmuiască până la epuizare. Să vedem între câini. Dar care era scopul?
scopul că dacă te lovește, scapă unul din el de bătaie. Să te bate propriul tău camarad este cumplit. Te bătea, te bătea, te confrunta cu alții, te ținea. După aia te pune să-l ajuți. Și ia stai și tu cu bandiții ăsta. Și ce o să spune și nou, adică să te probeze. Cine nu reușea la, nici la proba asta, spune cu el, cu bătaia mai departe. La masă când te lua, te băga sub pat și să mănânci ca porcul, pe mâinile la spate și să văd ca un gamelă și să sui de acolo pe mâini. Și după ce mâncam așa, că adică porcești, mâncam ca porci, să facem ca porcul. Așa. După ce li se luau declarații despre ce aflați în libertate, deținuții intrau într-o a doua etapă, demascarea internă, care presupunea divulgarea de informații aflate de la colegii din celulă. Se scula câte unul și dimineața, adică când era raportul de dimineață, domnule, nu mai pot să spun, banditul de lângă mine mi-a spus aseară să mă țin bine și mă fac să mă dreg. Cel demascat ajungea în mâinile lui Țurcanu. Acest Pandurescu era student la teologie. A fost înfiorător, domnule. L-au pus, domnule, să se adă pe tinetă. Tinetă era hârdul în care avea mărăjie și care a fost să se adă pe el într-un picior. Credeți dumneavoastră că a durat mai mult de 24 de ore? Tot acest Pandurescu, până la moment în disperare de cauză, când a venit hârdăul cu mâncare, s-a aruncat cu capul în el, cu gândul că, gata, intră-mă ăla și îl omoară. A băgat polonicul ăla, însă se l-a abținut. Doamna a scos un urlet, fiindcă pe aici, marginelele fierbinți, pe aici, pe ceafă, pe cât, peste tot. Uitați, așa s-a umflat pe loc, doamne. Urla după aia de durere. Gelu Gheorghiu spune că, pentru cei mai mulți, cea mai grea tortură era aceea de a fi obligat să privească cum sunt schingiuiți prietenii lor. Ne punea să facem curățenie pe sub pat și am găsit un borcanel la unui șef de-asta. L-am spart pe marginea lor, să-mi s-audă. Am făcut greșeală că am început să bat cu mâinile în lemn, am zis că să fie mai repede, să fie scurgerea mare. Vine Țurcanu și... Ce mai banditul e figura lui care o făcea că directora cap? Te lipea de perete și de aici, de iute, să te ridică în sus și ți-ar dea câte un pumn în somac, așa cum era marlac, așa, și nu ardeați peste dat. Ce crezi că ne impresionezi, mă? N-ai să mor, mă. N-ai să mor decât cât vrem noi, când vrem. Cea mai cumplită etapă în procesul de reeducare era însă demascarea de interior, care presupunea să declar cele mai oribile lucruri despre familie, prieteni sau credință, iar scopul ei era acela de a-l aduce pe deținut într-o stare de dezumanizare completă, de care să-i fie rușine și care să-l oblige să păstreze secretul asupra celor trăite. Tu nu ți-ai făcut mai demascarea de interior, adică să vorbezi de taică-ta, de maică-ta, de... Așa, aoleu, cât sărați, pe unde a fost rușine să mai vorbească odată, că maica s-a făcut, că vreau... Vă dați seama? De ce spun cum de-am ajuns atunci de vorba nu bătaia să te împingă la omor și cele ce le-a avut? Ce însemna să-ți faci reeducare? Reeducarea trebuia să spui tata, mama, tata cartofor, mama cuibă și așa mai departe, astea fleacuri, dar să dai oameni. De sărbători, cei care nu se lepădaseră de credință erau actorii unor scene incredibile. Oamenii din jurul lui Țurcanu rosteau cântece religioase cu conținut obscen, iar deținuții erau obligați să le reproducă. Mai apoi erau împărtășiți. Ne făcea din pâine sau din săpun falușuri și alte obiecte scârboase. Ca anaforă să ne se bage, să le bage singur în gură. Doamnă, erau niște chestii așa de necrezut.
Tortura nu consta doar în bătăi, iar ceea ce face unic experimentul Pitești e faptul că deținuții erau sub o continuă teroare, pentru că victima era permanent în aceeași celulă cu agresorul, care nu-i dădea niciun moment de răgaz. Slăbiți fizic, umiliți, torturați uneori de prietenul cel mai bun, mulți au cedat și au devenit la rândul lor agresori. Iar asta îi trecea în categoria reeducaților și, într-un final, scăpau de tortură. Ca să fii reeducat, trebuia să, eu știu, să faci parte dintr-o echipă de asta care să, la rândul tău, să-i reduci pe cei care nu sunt reeducați. Gheorghe Plop își amintește că într-o noapte, când supraveghea un alt deținut care nu acceptase reeducarea, și-a dat seama că instinctul de conservare, în cazul lui, învinsese. Am fost izolat, cum să spun așa. Și într-o noapte, deși eram izolat, mi-a spus să-l păzesc pe un cetățean care fusese adus acolo ca să se demaște. Era în cerea apă. Dă-mi apă. Dom'le, am stat mult timp să-i dau sau nu-i dau. Și m-am zis, ăsta îi dau apă și când va termina cu rezistența, când mă începe să spune, o să fie chiar dat apă și intru iarăși. Tacherodas e unul dintre cei care n-a acceptat reeducarea. A suportat toate umilințele, a îndurat chinuri cumplite și totuși n-a cedat. Cel ce a gărat cu apă și pune așa. Mă bătea pe cap, că patru o bătea pe cap. Și mă rugam, dați o rundă pe cap, că nebunești. Acum, Bartole Stănescu Tudor e unul din ei. Tudor Sănescu, despre care vorbește Tacherodas, a fost unul dintre deținuții deveniți agresori. Condamnat la 8 ani de închisoare corecțională pentru că făcuse parte din organizația legionară Frățiile de Cruce, a ajuns la Pitești în 1949. Martor al ororilor din camera 4 spital, Tudor Stănescu, devenit monah, își amintește că după ce a fost băgat în celulă, a fost tras de limbă de alți deținuți deveniți la rândul lor agresori. Eu am fost pisat timp de 2 săptămâni cu bocancul, trebuia, eram obligați să mergem în șir indian, în genunchi și cu hainele noastre să frecăm mozaicul care lucea ca sticla. Mulți dintre ei n-au mai suportat chinurile și au acceptat să devină călăii celor care nu erau de acord să demaște pe alții. Lucru important era dorința de a ne transforma în unelte ale comunismului. Altă soluție nu aveai decât aceea de a face tot ceea ce îți impunea surcanul. După ce s-a eliberat din penitenciar, și-a reprimat amintirile, iar în 2003 s-a călugărit. Iar despre chinurile la care l-a supus pe Tacherodas, a citit în cartea istoricului Alin Mureșan, după care a încercat să-l găsească și să-i ceară iertare. Mureșan le-a facilitat întâlnirea în 2011, pe când lucra la un material documentar despre iadul de la Pitești. M-a iertat! Ce ți-am spus, Mihalu? Nu, da. Nu ții minte? Ba da! Hai, nu te neîmpacă de vestit. Tacherodas l-a iertat și după mai bine de 60 de ani s-au îmbrățișat. În momentul când eu am început să bat, pus de țurcanul, am simțit că am fost satanizat. Și din cauza aceasta nu mai mi-am adus aminte nimic din tot ceea ce am făcut. Am căutat ca să mă întâlnesc cu el și să-mi cer iertare de la el. Când l-am văzut, m-am îmbrățișat. Anii ce au trecut le-a adus lor nu doar împăcarea cu trecutul, ci și curajul de a vorbi despre ororile trăite. Gheorghe Plop s-a întors la Pitești după 65 de ani să revadă camera 4 spital, celulele, locul care pentru el a însemnat un examen de credință. Experimentul Pitești,
După Revoluție, clădirile închisorii au fost vândute unor firme private care le-au renovat. Doar aripa din față a rămas intactă și e în administrarea Fundației Sfinții Închisorilor, care organizează aici evenimente legate de experimentul Pitești. Deci aici am un jumătășor, trecut pe lângă mine. Și în urma lui a rămas un profesor care putea așa. El trecut așa ca o torpilă. Amintirile îl poartă pe Gheorghe Plop spre camera 4 spital, devenită paraclis în memoria victimelor. Doamne, asta a fost. În camera 4 spital a fost torturat și unul dintre bunii săi prieteni, Nicolae Purcărea. Uite, pe Naie Purcărea. Spre care pleacă după ce se roagă pentru sufletele celor morți. La 91 de ani, Purcărea nu mai are puterea să povestească, dar se bucură să-și revadă camaradul cu un an mai tânăr ca el. Păi, Naie, bă. Poți să stai aici? Da? Ia-ți, bă. Trecutare, mult. Într-un interviu acordat în urmă cu 4 ani istoricului Alin Mureșan, Purcărea a povestit ce a însemnat pentru el experimentul Pitești. Și atât am fost bătut, până la un moment dat n-am mai avut ce face cu mine și m-au băgat în hârdouă cu murdării și m-au botezat. E, aici, după acest botez, în mine s-a rupt așa o coardă și am început să nu mai conștientizez ce e în jurul meu. A fost vezi să zice că din demascare nu puteai scăpa decât sau cedai sau murei. A mai fost și a treia cale, a nebunirii. Partea cea mai dureroasă, prin care tu trebuia să dovedești că nu mai ești aceeași, că ești altul, că ești cu totul altul, te trecea în altă cameră unde trebuia să faci pe reeducatul și să faci pe grozavul și să tu însuți din victimă să devii călău. În 1950, procesul de reeducare se extinde și spre alte penitenciare. Deținuți care trecuseră prin reeducare la Pitești erau transferați la Brașov, Gherla, la Canal și Târgu Ocna. Radu Ciuceanu a fost transferat la Târgșor. Gheorghe Băgu la Canal, Gelu Gheorghiu, Gheorghe Plop și Tache Rodas ajung la Gherla. Cu toții sperau atunci că scăpaseră de orori. La scurt timp însă, în vara lui 51, e transferat la Gherla Eugen Țurcanu, care își rea activitatea de reeducare în rândul celor găsiți acolo. Deținuții sunt scoși la muncă în ateliere, iar Tache Rodas face imprudența de a preveni niște cunoștințe din orașul natal să se ferească de studenții veniți de la Pitești. Vine Țurcanu, zice, ai păci. Ce ai făcut acolo? Nu-mi cacu au lavă. Al mea treabă-i cu mine. Păi, a făcut praful. Spune că nu m-a durut. Asta e foarte important. Asta cred că rugăciunea a fost. M-a pus o L-a bătut până când chipul i-a fost de nerecunoscut. Apoi l-a purtat prin fiecare celulă ca să-l dea exemplu celorlalți deținuți care ar fi putut fi tentat să vorbească despre torturile de la Pitești. Trebuie să șteargă. Cu câțiva carcieri de acolo mi-a pus-o pe mine, așa, și eu bătăr așa. M-a plecat înăuntru, prima cameră. Vedeți, aici este un bandit care a vorbit despre, că n-aveam vorbe să vorbim despre, care a vorbit despre reeducare, care a povestit altora din afară, știți că n-aveați. Ia dați-i câte așa. Capul lui era cu totul desfigurat și l-a purtat din cameră în cameră, să arate că dacă cineva vorbește despre Pitești, va păși ceea ce a pășit Tache Rodas. Radu Ciuceanu își amintește că cea mai mare spaimă a lui, după ce a plecat de la Pitești, a fost să-l revadă pe Țurcanu. Și totuși, la sfârșitul anului 1950, ajunge la Gherla în lotul de elevi. În celula lui i-a adus un deținut nou, Vintilă Vais, un angajat al Ministerului de Interne, acuzat de favorizarea trecerii ilegale de frontieră în legătură cu o organizație de spionaj. În realitate, căzuse victima unei răfuieli cu ministrul adjunct de interne despre care avea informații compromițătoare. Când intră Vais Vintilă, la camera 99 și îi vede pe ea cu mâinile înțelate, cu... Ce e aici? Și sunteți nebuni? Nu, habar n-aveam.
Reacția lui Weiss arată că experimentul Pitești era cunoscut doar de câteva persoane din Securitate și Ministerul de Interne. Există dovezi că Țurcanu avea aprobarea ofițerului politic din închisoare, care cerea indicații de la șefii Serviciului Operativ București, înființat special pentru supravegherea deținuților și obținerea de informații de la ei. Securitatea pusese doi ofițeri să supravegheze activitatea din penitenciare, care au trimis referenții în aceste închisori. Spre deosebire de Pitești, unde administrația a intervenit doar la prima bătaie, la Gherla, gardienii au dat de multe ori tonul torturilor. Printre cei pomeniți de deținuți în declarațiile lor se aflau Tiberiu Gabor, Augustin Vășcan și Nichi Dănilă. Tiberiu Gabor e în viață și povestește despre torturile din spatele ușilor de fier. A fost care a murit, a fost bătut și a fost dus la infermerie. Acolo a murit. Tiberiu Gabor era șef de secție la etajul 3, la etajul de izolare. Mic de statură, cu ochii vicleni, ochi de reptilă și brutal. Cine expresie, nu știu cum a fost acasă. Era bătăuș, ce să mai discutăm. Pentru că el acum spune că n-a bătut. N-a fi bătut omologat. Gabor nu recunoaște azi că a bătut deținuți, dar admite că știa ce orori se întâmplă în celule. Mureau de multe ori, 3-4. Noaptea îi punea în căruță, îi duce acolo, acolo îi țipa în gropa aia mare și noapte bună. Cei care mureau în urma torturilor sau erau executați ajungeau în gropi comune. Bătăile se mai domoliseră la Gherla după ce Vintilă Weiss a reușit să ia legătura cu oficiali din Securitate și mai ales din Partidul Comunist, care nu știau despre demascări și cărora le-a vorbit despre atrocitățile petrecute în închisori. Radu Ciuceanu susține că l-a încurajat pe Weiss să facă acest lucru. Știam că noi, regimul comunist încerca să intre în Organizația Națională Unită. Și nu puteai să intri în Organizația Națională Unită dacă spuneai că în pușcările din țară să mănâncă fecale. Afirmația lui e întărită și de gardianul Tiberiu Gabor, care admite că după reclamațiile lui Weiss s-au declanșat anchetele. Deținutul ăsta a avut multe de făcut, multe de raportat, că după ce l-a dus acolo, a cerut să raporteze, l-a ascultat oamenii de la Comitetul Central. În urma sesizărilor acestui deținut pe numele lui Vintilă Weiss, partidul a ordonat o anchetă și de aici încolo, mă rog, în 2 ani de zile după aceea, au pus în scenă câteva procese pentru a opri totul. Tiberiu Gabor a fost martor în proces, iar în arhivele CNSAS, declarațiile lui arată că deținuții erau bătuți cu picioarele de la pat, care erau sub priciuri. Se împungeau cu acul până la sânge, se țineau în picioare cu fața la perete. Acestea erau metodele pe care eu le cunoșteam. În ceea ce privește bătăile care se petreceau la etajul 3, ele aveau aprobarea biroului de inspecție, care știa de toate bătăile. S-au întâmplat cazuri când au fost deținuți care au murit din cauza bătăii și înainte de deschidere se scoteau de către comandantul de pază și șeful de secție cu 2 deținuți și se duceau la camera pentru morți. Anchetele aveau să găsească vinovați 22 de deținuți din lotul Țurcanu, care mai apoi au fost transferați pentru a fi judecați la închisoarea Văcărești. În anchetă au fost forțați să declare că au acționat din proprie inițiativă pentru ca mișcarea legionară să compromită și în închisori Partidul Comunist. Țurcanu n-a cedat însă, mai ales când a înțeles că va fi scos țapii spășitor. 6 luni de zile, Țurcanu a refuzat să vorbească. Am pus mâna pe procesele verbale, am pus mâna pe tot ce înseamnă declarațiile ulterioare. Pe 10 noiembrie 1954, Tribunalul Militar condamnă la moarte 17 dintre studenții deținuți pentru acte de teroare în grup și crimă de uneltire împotriva Republicii Populare România și sunt executați la Jilava pe 17 decembrie. În afară de Țurcanu și încă vreo 2-3, care într-adevăr erau capii acțiunii și sunt vinovați, majoritatea dintre ceilalți sunt mai degrabă victime decât vinovați. Într-un proces separat, 3 ani mai târziu, în boxa acuzaților sunt aduși câțiva ofițeri ai penitenciarelor Gherla și Pitești, dar și oficiale ai securității din eșalonul 2, care au ordonat și încurajat torturile la care au fost supuși deținuții. De la încetarea experimentului Pitești au trecut 64 de ani și puțin sunt cei care azi mai pot vorbi despre ce s-a întâmplat. După eliberare, Radu Ciuceanu s-a căsătorit, a făcut facultatea de istorie și a devenit arheolog. Spune că a continuat lupta cu sistemul și a fost hărțuit de securitate.
După Revoluție a intrat în politică și a fost deputat în două legislaturi. A publicat mai multe cărți în care a vorbit despre chinurile îndurate în închisoare. Azi, la 88 de ani, se luptă să aducă în fața instanței și subofițerii care se fac vinovați de chinurile trăite de tineri în pușcăriile comuniste, iar unul dintre ei e chiar gardianul de la Gherla, Tiberiu Gabor. Gheorghe Plop avea 38 de ani când a scăpat de închisoare și cu greu și-a găsit un post de contabil. S-a căsătorit, dar n-a avut copii. La 91 de ani e recunoscător că experiența de la Pitești i-a întărit credința în Dumnezeu. Tache Rodas a devenit liber abia după Revoluție. Până atunci, securitatea l-a hărțuit în permanență, cerându-i să devină informator. S-a căsătorit cu Matilda și după mai bine de 50 de ani de căsnicie, sunt încă foarte fericiți împreună. Gheorghe Băgu, după ce a fost eliberat, s-a căsătorit cu logodnica lui, care la rândul ei a fost închisă din cauza că fusese ostilă regimului. Are o fică ce a aflat despre ororile trăite de părinții ei în închisoare abia după Revoluție. Până în 1989 n-au vorbit cu nimeni despre reeducare. Ați avea puterea să mai mergeți la Pitești să revedeți camera 4 și... Nu am aduc niciodată. Vă văd numai sânge acolo dacă mă duc. Mă gândesc că s-au plătit cu niște lucruri pe care mintea omenească nu le poate înțelege. Ca să vorbim despre Pitești, a fost într-adevăr o enormitate de care, sigur, lumea să spere, să zguduie, însă tendința lor aceasta a fost. Totul a fost cumplit. Nu există numai un lucru. Totul a fost cumplit. Da. Nu mai erai om. Erai un animal. Este inimaginabil când vezi moartea. O vezi, o simți. Majoritatea din cei trecuți prin Pitești au rămas la țeași convinte sau au avut de suferit mai departe. Dacă a existat un obiectiv al securității să mă afle ceva, tare mult cred eu că au fost dezamăgiți. Mulțumim pentru toate mesajele. Ediția de astăzi o puteți viziona pe voio.ro, ne găsiți pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro și pe Facebook România Te Iubesc. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile Pro TV. Toate bune!